în platoul de la Ora Expertizei. În continuare o să vedem imagini în exclusivitate. Le-am primit de la președintele partidului, partidul nostru, Renato Usatăi. O să le punem pe post imediat. După care, domnul Renato Usatăi o să ne arate mai multe detalii. Aș vrea, domnule Usatăi, să ne spuneți doar în câteva propoziții despre acest caz, un caz foarte tragic, despre care autoritățile din Republica Moldova înțeleg că tac, preferă să tacă. Este vorba despre moldoveni care au fost implicați într-o misiune ONU în Afganistan și misiune care a fost supusă unui atac din partea talibanilor. Iar în consecință unul dintre moldoveni a murit, iar mulți alții, doi dintre moldoveni, erau trei, au fost luați ostatici, iar până acum nu se cunoaște soarta acestora. Domnule Usatăi, foarte scurt, ca să urmărim după și imaginile video. Da. Deci, când autoritățile moldovenești s-au adresat și la autoritățile din România și din Statele Unite și din Federația Rusă ca să-i ajute să găsească acești oameni, atunci m-am implicat și eu, am publicat și o poză de la ambasada Afganistanului, după asta mi-au fost recomandări, mi-au explicat, păi, talibanii cu afganezii, asta cu la voi în Moldova, deci așa spuneau cei de la ambasada afganeză, din Moscova. Este același lucru ca Republica Moldova și Transnistria, aceiași oameni, aceiași limbă, mă rog, dar asta e situația. Când au fost mai multe tentative de a fi eliberați acești ostatici, erau circa 20 de persoane, teroriștii au început să omoare câte 3-4 persoane la fiecare tentativă de a fi eliberați acești ostatici și le spuneau, dacă nu terminați cu operațiunea militară, noi le tăiem gâturile la toți. Până la urmă au rămas... Ce urmează să vedem în aceste imagini? Ce urmează să vedem în imaginile pe care le pune imediat pe post? În aceste imagini sunt unele din arhiva mea personală, deoarece în luna septembrie, deci am făcut tot posibil ca să eliberez acești oameni în timp de 2 ani, am folosit mai mulți intermediari, consultanți, nu mai eu știu, dar e altă temă, ca până la urmă să le stabilesc locul în septembrie, în septembrie 2017, am înțeles că o grupare de teroriști au omorât altă grupare și pe moldovenii noștri i-au luat ca bacșiș, ca cadou și i-au luat lor în ostatici și încercau să-i vândă. Am înțeles că s-au ajuns la autoritățile din Moldova cifra de 2 milioane de dolari. Adică câte 1 milion pentru fiecare. Au început târgul de la 5 milioane. Și am înțeles că pe unul trebuie să-l cumpere, să-l elibereze Igor Nicolae Dodon cu 1 milion și pe altul așa de la guvernare. Eu, chestia asta m-a șocat atât de mult, băi, hai că eu înțeleg, unul vrea prim-ministrul de la PD, este și să menții ratingul. Am contactat autoritățile din mai multe state și le spun, oameni buni, dar de când noi susținem teroriști cu 2 milioane de dolari, câte aruncători de grenade ați fi cumpărat și câte alte elicoptere de la ONU ați fi date jos? Eu propun să urmărim acum imaginile. Da, dar oamenii ca să înțeleagă despre... După asta am ajuns eu la ei. A apărut un video care știu că la ușa autoritățile din moldovenești, care o să fie primul din cele care oamenii acum, telespectatori, să-l privească. După asta, ca să înțeleg că ei discută doar cu mine, le-am dat niște întrebări, o să vedeți acum, ca să înțeleg că acest video nu este pentru tot globul pământesc, dar este pentru mine, cu întrebări clare. Cum îl cheamă pe ginerile la ONU, cum, la ce școală de pilot a învățat a doilea băiat. Haideți să privească toată lumea aceste video și după asta eu să explic ca să fie mai ușor, că așa e complicat. Astea le-am aruncat unele din cele care le-am. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, urmărim chiar acum imagini în exclusivitate, după care le vom și comenta. Aceste imagini nu sunt editate, au fost compilate din trei părți. Nu știm foarte multe despre conținutul lor, înțeleg că este foarte interesant. Stați aproape și să le urmărim împreună, după care le comentăm. Aici mi se spune că nu credeți că sunt în viață. Sfântii mei părinți, iubirea mea familie, sunt în viață, trăiesc și până când mă țin tare, sunt bine. Tot ce pot să vă dau un indiciu că sunt eu, este data de 19
iulie 2015. Odată prea fericită pentru mine când am devenit copil. Iată a trecut 2 ani și aproape 2 ani de când stau închis. A trecut și mult timp de când nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut, însă cu mintea, cu gândul, sunt la voi scumpi mie. Și vă rog, dacă se poate, să filmați, Tăniușa Pușor, te rog să filmezi pe mămica, pe tătica mea, să filmezi pe a noastră scumpă iubită Vencuță, să te filmezi pe tine, că mi-e dor de voi de toți. Și poate cumva acest filmuleț pe care voi îl veți face va ajunge și la mine și voi vedea și eu. Vă voi vedea și mă rog ca să fie bine, mă rog ca să fiu și eu eliberat în viață, împreună cu Dea Mișa, cu care împart acest necaz. Să întoarcem cu bine acasă, la voi, la tine, iubita mea, scumpa mea, și la noastră, o dragă, la voi, dragii mei, părinți. Vă iubesc din suflet, v-am în inimă, în sufletul meu, în mintea mea, și așa va fi mereu cât va mai bate mea inimă. Aici îmi spune că nu credeți că sunt în viață, până când sunt în viață sănătos și mă țin și mă rog Sfântul Dumnezeu să vie, să vie să aceea când ne mai întâlnim, vorbim nu doar și mie de voi, dar prin rugăciune este eu mă rog și simt că sugheți și voi, mă simțiți că sunt în viață și mă rog pentru voi, toată familia. Dacă zic că eu sunt în viață, vă spun și data, dacă să știți că eu sunt aici, asta, data noastră de căsătorie, 1 noiembrie. Vă rog, dacă pieți tot așa, Alexandra sau Agușa și nu știu ce are pepiță sau băiețel, mă rog și eu pentru dânșă, dacă puteți să filmați, măcar în filmuleț, să vă văd, măcar, că e doar tare de voi. Dar prin rugăciune ați sugit să vedeți, eu sunt că și voi știți că eu sunt în viață și mă rog, pentru tot aceea ca să vii mă răbdeți la aceea când de cineva asta te ajute să ieșim din greutăți vieții și chinurile astea. Compania pentru care activez se cheamă Valan ITC. În această companie eu dețin funcția de copilot pe elicopterul Mi-8. Adresa companiei și datele de contact ale companiei la momentul dat nu le mai țin minte. Au uitat, au trecut totuși aproape 2 ani de când am fost dobărât și capturat. Pentru cei care se vor uita la acest video și care vor lua decizii în privința noastră, din suflet vă rog, vă implor, ajutați-mă. Dar, compania noastră care colaborează este Valan ITC. Sunt lucrează în funcție de inginer de bord și numele telefoane de contact de acest companie, dar nu menținem minte, dar 2 ani de zile stăm închiși și vă știți de minte toți ce s-au petrecut, toate greutățile este care noi suportăm aici. Care îmi vede acest filmuleț video, zic că încă mai suntem în viață. Suportăm chinurile astea și greutățile astea care avem noi aici față. Și dacă puteți și ne poate așa, să ne ajute să scăpăm de greutăți și chinurile astea. Nu credeți că tare bine și să suntem aici, tot ne greu, voi închiși, fără firese, fără nică, nu vedem nici soarele, nici nică. Vă rog, ajutați cine poate să scoate de aici cât mai repede. Bună seara, Mihai! Bună seara, Leonel! Eu cred că voi mă cunoașteți. Am anumite întrebări și ce ține de eliberarea voastră. Sper că în scurt timp să ne vedem, să vă vedeți și voi familiile, să ajungeți cu bine acasă. Prima, în următorul video rog frumos să spuneți încă o dată numele și familia și anume să menționați ziua, luna și anul, ca să înțeleg eu când a fost filmată și ca să înțeleg sunteți ok. Numărul 2, Mihai, să răspundeți vă rog la întrebarea cum îl cheamă pe ginerile dumneavoastră și Leonel,
să spuie în ce oraș a studiat și a făcut studiile pentru a deveni pilot. Țineți-vă, băieți, fac tot ce este posibil ca să ajungeți mai repede acasă. Sper că în curând să ne vedem. Fiți tari. Tot va fi ok. Bună seara, domnule Renato Usatăi. Mă bucur că după 2 ani de zile, în sfârșit, aud o voce, prietenească o voce, dulce zi de acasă. Numele meu este Boloian Leonel. Și acest interviu este filmat în data de azi, 22 decembrie 2017. La a doua întrebare, vă comun, vă răspund că am studiat pentru a deveni pilot în orașul Brașov, din România. Vă mulțumesc, domnule Renato, pentru sprijinul și suportul acordat. Sper și eu că în curând să ne vedem cu toții cu bine. Bună seara sau bună ziua. Mă bucur și eu că aud și o voce moldovenească. Sunt și glas că ne auzi și de acasă pe noi și ne știu despre noi. Ce scriu? Mă numesc Crihan Mihail. Data care a fost filmat 22 decembrie 2017. Generele meu Александру, я Александру. Чинерли мео, я Александру. Vă amintim, doamnelor și domnilor, că ceea ce am urmărit sunt imaginile cu doi din ostaticii moldoveni, piloți moldoveni, care au fost antrenați într-o misiune ONU în Afganistan, atunci când a fost avionul în care se aflau, elicopterul, ca să fiu exact, în data de 25 noiembrie 2015, atacat de talibani. La acel moment, unul dintre piloții moldoveni, ei erau 3 la număr, a fost omorât. Doi dintre ei, care sunt ostatici și astăzi, i-ați putut vedea, ultima înregistrare video, din câte înțeleg, a fost efectuată pe data de 22 decembrie 2017, la finele anului trecut. Aș vrea să îl întreb pe domnul Usatăi ce am văzut în imagini. Sunt imagini veridice. Cum garantați că aceste imagini sunt veridice? Cum ați primit aceste imagini și cum ați contactat cu ostaticii din Afganistan, în primul rând? Iar pentru telespectatori, în cazul în care rudele își văd apropiații în aceste imagini, aș vrea să încercăm să ne sune la numărul de telefon 022-101-121, o să-l afișăm imediat și pe ecran, pentru ca să ne confirme identitatea
eventual să cunoaștem dacă au reușit să, sau nu până acum, să știe ce se întâmplă cu ei. Reamintim că este vorba despre o perioadă de 2 ani, când nu se știa și nu se cunoaște nimic despre acest caz. Domnule Usate, să ne spuneți mai multe detalii despre aceste filmulețe. Prima, eu nu voi putea să dau foarte multe detalii și ține de securitatea a cetățenilor noștri care se află acolo. Pe mine mă doare altceva. Imediat după sărbătorile de Revelion, eu eram gata să plec, deci am ajuns la anumite condiții. Localitatea unde se află acești cetățeni ai noștri este o localitate care se află la vreo 500 de kilometri din orașul Kabul. Eu astăzi, neavând nicio problemă cu Interpolul, adică mi-am cumpărat bilet de avion Moscova-Kabul, ca din Kabul să ajung la ei, ca să iau pe oameni. Dar a apărut o problemă, ca să ajung eu din Kabul în localitatea unde se află ostacii, trebuie să dau încă de 10 grupări de genul de asta care îi ține pe noștri. Înțelegeți? Am început să-i convin ca să fie aduși în orașul Mozari Sharif, care este în apropiere de orașul Termez, în Uzbekistan, adică 60 de kilometri, traseul controlat de guvern, de oficiali, adică un traseu securizat, să spunem, da? Ăștia au început să pui condiții. Băi, domnule, dacă noi vă aducem la Mozari Sharif, să ridică după asta două elicoptere și pe noi pe toți ne doboară. Haideți, aduceți-ne o persoană în gaj. Până la urmă am chemat, am discutat cu părinții, am mai discutat cu cineva din prieteni. Era o persoană din Chișinău care a fost de acord să meargă să fie acest gaj pe 3-4 zile. Adică până la urmă m-am gândit, zic, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu omul, pe urmă și astăzi le spun la soție, la copii și am acceptat să fiu eu cel care, adică mă schimb eu pe ei în Mozari Sharif, orașul la frontieră cu Uzbekistan. Și fac flăcăie noștri de la Chișinău. Ei doar tot luptă, husate, bandit, încolo-ncoașe, 30 de omoruri, dosare. Ei pe mine mă bagă în căutare, inclusiv este așa o căutare, se numește Всесоюзный розыск. Adică este Interpolul, unde eu astăzi sunt blocat, adică pot circula tot ok, dar Всесоюзный розыск între toate membrii CSI, adică Ucraina, Belarusia, inclusiv Tajikistan și Uzbekistan. Eu le transmit. Zic, oameni buni, am transmis și la unele ambasade din Chișinău, înainte de vacanța de Crăciun. Lasă-mi deschide frontiera pentru 2 săptămâni. Eu scot oamenii, după asta înapoi mă bag în căutare, plus sunt gata să nu o fac public chestia asta. Deci, nu mă haideți să o scoate. Ați comunicat și cu autoritățile de la Chișinău? Cu din servicii de la Chișinău, sigur. Că ei au rămas șocați, dacă ei un an de zile nu-i puteau găsi și pe urmă ei, cum spun, prin, spus. Prin colegii din Franța au aflat că este usată care ia mâini pe mâini trebuie să da. Iei. Ce v-au spus autoritățile? Cine anume ați contactat? Cine anume ați contactat și dacă s-au interesat de aceea? Vreau să dau nume, ascultați. Asta, deci, era o operațiune specială, bine gândită, bine planificată. Dacă am ajuns eu la faptul că să merg eu să facem schimb, adică talibanii dau pe ei noștri, a acceptat doi jurnaliști din Chișinău să meargă cu mine la această întâlnire, că Doamne ferește, dacă nu mă întorc, măcar cineva să știe că nu mă ușesc mafia rusească, cum a spui public așa altceva, să știe că eu trebuia să merg cu talibanii pentru 3-4 zile și cum ei spuneau, mă eliberează. Dar era gata și operațiunea dacă ei mint, și înțelegem că se mintă la 90%, cum deja să scăp și eu de acolo. Adică tot era pe nota 10. Am o flăcăie noștri, s-o băgat în colo, o propus câte $1 milion pentru fiecare om. Dar și ei când au auzit de $2 milioane, vă dați seama, pentru ce îți vorbească usate, dacă că sunt unui președinte și altui, nu știu cine, și propun $2 milioane și să-i dăm noi usate practic pe degeaba. Nu merge varianta. Ăștia încep să mă blocheze, dar cel mai strașnic lucru, cel mai groaznic lucru. Ei acum vreau să-i ții până la parlamentare, să-i aducă înainte de alegeri să-și ridică ce ratingul. Apa asta nu-i politică, oameni buni. Eu sunt gata să plec din politică, să-mi cer iertare de la țară. Dar stii tu oamenii ăștia, numai eu știu, prin ce am trecut, unde am fost, câte țări am vizitat ca să ajung acolo,
Dacă vă dați seama, e cate și serviciile speciale din România și americani și moldoveni, dar eu găsit usate, cum zic că e la publică, primar, fugar, de bălți și nu știu ce, înțelegeți? Și video ăla care a apărut eu, că primul video ăla au serviciile de la Chișinău. Și eu ca să înțeleg că într-adevăr nu e vreo... Adică că într-adevăr oamenii discută cu mine și într-adevăr eu merg și văd, zic, băi, să răspund la niște întrebări, că eu doar cunosc despre ei totul. De asta și am spus, domnul Mihai să-mi spui cum îl cheamă pe generele lui, s-o văzut în video. Și Leonel să-mi spui unde a învățat de pilot, că eu doar știam că băietul a învățat în Brașov pentru a deveni pilot. Am vorbit cu autoritățile române. Băi, noi nu ne implicăm, că eu mă gândeam că dacă Leonel... Am învățat de pilot la București, cetățean român, zic, dacă noștri așteaptă alegeri și-i scate înainte de alegeri, și-i chiși oamenii în genunchi în aeroport și tăti zeci televiziuni care le-au acolo în doi să-i boșească și spui că, băi, ia că uitați-vă, lasă ia că și n-ar zici, dacă o scăpă. Băi, nu vă faceți nebuni. Fac un apel direct. Petre Dodon, Filip, lăsăm la o parte, partidicul. Băi, oare aduceți-i oamenii acasă și terminați cu PR-ul înainte de parlamentari? Oare scoteți-mă din căutare în Uzbekistan și Tajikistan unde m-ați băgat? Treaba mea, eu viața mea îmi pun în pericol, nu lor, și mă duc eu. Dacă ceva s-a întâmplat, se întâmplă cu mine, nu se întâmplă cu dânșă. Dar cum ținem noi oameni? Dar dacă îi mut alegerile până la primăvară 2019, aplas și adă moldoveni acolo, că ei lor le trebuie să înainte de alegeri. Asta sunt oameni sănătoși? Dar ce ați înțeles de la autoritățile din Republica Moldova? Să ne facem o închipuire. Aș vrea să intervină și doamna Jantuan. Noi, în general, nu am prea cunoscut foarte multe detalii. După o perioadă, despre cei doi ostatici, ce s-a întâmplat cu ei, vedem acum primele imagini, după o perioadă de peste un an și jumătate. Doi ani și patru luni. Și da. Înțelegem că despre aceste lucruri autoritățile preferă să nu vorbească. Noi, oricum, așteptăm încă... Nu, ei vorbesc. Uitați-vă, am spus Dodon în noiembrie, acum 4 luni în urmă. Că eu ca președinte lucrez, guvernul cu CSU lucrează pe o parte, eu lucrez pe canalele mele separat, oamenii sunt de grabă acasă. Băi, apoi aduceți-i, ori lăsați-mă în pace să mă duc eu. Cum i-am găsit așa, eu îi aduc pe oamenii acasă, așteaptă copii, nepoți, rude și așa mai departe, înțelegeți? Eu am tăcut despre asta 2 ani. Pur și simplu, eu am lăsat acolo, să-i spunem așa, un testament video, că mă gândim, dacă Doamne ferește, nu mă întorc, ca știi pe următăță adevărul și are o persoană apropiată care trebuie să le publice cu toate astea și multele alte care le am, dar nu se mai poate. Vă dați seama, e cu lăcrimi la ochi, spun că îi țin în beci, fără geamuri, nu văd soarele. Ei când au zis vorba moldovnească, Doamne ferește să faci acolo, de am aflat eu pe urmă, înțelegi? Oamenii vor acasă, în fiecare zi, de pe data de 22 decembrie, așteaptă când vine Renat să iei. Dar Renat nu vine, că plahotniuc cu Cavcaliuc și cu oricine m-a băgat în căutare în CSI și eu nu pot ajunge la dânsă. Că eu le-am spus la cuiva din autorități, vorbesc din serviciu, n-am vorbit cu policieni pe tema asta. Zic, băi, spuneți-i lui Pârloc, chiar am că Pârloc șef la CSI. Știți, zic, băi, eu lăs la o parte Interpolul ăsta, scoteți-mă din Uzbekistan, din CSI, pe o săptămână, două, pe urmă băgați-mă înapoi în căutare. Care-i problema, băieți? Care-i problema? Nu, ei am o băgați, nu-i scoată usată, îți dă la teroriști 2 milioane de dolari. Și așa îți cumpere 120 de... Dar nu 120, de 2 milioane. Eu nu știu cât costă, dar îmi dau seama că sute de aruncători de granate. Dar să mai dă 50 de elicoptere jos, înțelegeți? De atât dacă ăștia își fac PR înainte de parlamentare. Pis oameni normal, n-a să aducă oameni acasă. Eu mai am acolo și am... Eu, pur și simplu, domnul Mișin, eu am ajuns la situația când eu astăzi eram gata cu gentuța după Crăciun să mă pornesc încolo, dar eu înțeleg, pe lângă toate dosarele care le-am desenate la Chișinău, dacă eu merg ilegal, plec din Federația Rusă și trec prin Uzbekistan, apoi eu pe urmă prinesc dosar penal legal, pentru ilegală trecerea frontierii, actii, pe alt nume și mai departe. Da, domnule Osat, aș vrea să spun. Timp autoritățile noastre Republicii Moldova nu știau unde se află acești oameni. Eu știu că vreo câțiva ani în urmă erau discuțiile, s-a vorbit că acest avion a căzut, dar nu știau unde se află. Cum au aflat autoritățile Republicii Moldova despre acești oameni?
Domnul Jean-Antoan, domnule Usatăi, noi am decis să prelungim această emisiune, dar o să avem nevoie de o scurtă pauză de publicitate, foarte scurtă. Revenim cu discuții mai departe despre acest subiect foarte intrigant și foarte interesant în câteva clipe. Stați aproape! La ora expertizei în direct vorbim despre situația soarta ostaticilor din Afganistan, piloților moldoveni, care se află în prezent ostatici într-o localitate, Mozari Sharif, dacă citesc corect, la 500 de kilometri de Kabul. Am primit un apel telefonic în timpul pauzei de publicitate. Este vorba despre o doamnă din Sângerei care afirmă că este verișoară cu unul dintre piloți. Este vorba despre Mihail Crigan. Doamna este pe fir. Bună seara! Bună seara! Vă rog să vă prezentați. Bună seara! Sunt de la Sângerei. L-am recunoscut pe Mișa Crigan, cum îl numeam, că el a fost elev la școala, la liceul Olimp, acum în Sângerei. Și l-am recunoscut, bineînțeles, că e schimbat. E mai slabă, e... Dumneavoastră sunteți rudă, sunteți verișoară sau o cunoașteți? Soția lui e verișoară cu mine. Cum îi spune doamnă? E Vera Grijdieru. O să vă rog dacă e posibil să o contactați pe doamna Vera Crigan. Nu pot să contactez de dumneavoastră la Chișinău și eu nu o cunosc. Nu cunosc telefonul. Dar îmi pare că de ea, îmi pare că chiar e plecat în Anglia la fică, trebuie să nască fică, îmi pare. Dacă aveți alte rude și poate aveți contactele altor rude, vă rog să le contactați chiar acum și să-i rugați să ne sune la numărul de telefon cu care... Dar aș vrea să ne spuneți mai multe detalii. Ce cunoașteți? Dacă rudele domnului Crigan au cunoscut până amuia, au consideră morți sau încă speră ce se întâmplă, dacă știți mai multe detalii tot din familia Crigan? Toți sperau că el este viu. Nu se știa precis, dar sperau că el este viu. Dar nu știam de soarta lui. Bun, eu acum o să încerc să fac contact cu careva mai aproape de dânsul. Bun? În ce an, dacă dumneavoastră cunoașteți anul de naștere a domnului Crigan? Nu pot să vă spun. Nu cunosc. Noi am avut mulți elevi, nu cunosc. Precis, nu cunosc. Am înțeles. Așteptăm apelul cu mai multe detalii, eventual, dacă ne puteți da numerele de contact ale rudelor mai apropiate ale domnului Crigan. Eu o să mă interesez. O sun la dâns acum, imediat, la sora soției lui. Ok, am înțeles. La o soră de-a soției o să sun. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că înțelegeți cât de important este acum. Vă mulțumesc și o seară bună. Vă rog, domnule Osadăi. Nu vă supărați, dar noi nu cu asta. Rudele ați vă găsați pe dumneavoastră. Mie mă interesează altceva. Eu vreau să dăi explicații, serioase explicații. E și acest aspect, domnule Osadăi, important, pentru că rudele nu cunosc și nu au cunoscut nimic timp de 2 ani despre... Da, nu, ei se bucură cu oamenii, slavă la Domnului Zii. Problema e alta. Noi acum trebuie să cerem societatea civilă. Lasă, uite de Osadăi, gata, Ionuț. Dacă, deci, că a noștri război numai de păzit harbușă și mă duc eu. Problema e nu trebuie să ții oamenii până să pregătească ei de parlamentari și să decidă data alegerilor. Eu de asta am ieșit astăzi. Discutăm eu nu eram pregătit. Discutăm. Este important și acest aspect. Bălți, în Chișinău. Eu automat Osată, este important și acest aspect. Poate, dar trebuie să le punem cap la cap, pentru că vorbim și despre niște imagini pe care le avem în exclusivitate și trebuie să-i punem în legătură inclusiv cu persoanele cele mai apropiate pe care le au acești doi oameni. Poate au și ei. Acum înțeleg că vorbim cu fratele mai mare al domnului Crigan. Bună seara! Bună seara, domnul Mișă! Vă rog să vă prezentați! Pe mine mai numesc Vasile Crigan, fratele cel mai mare al lui Mihai. Ne-am născut de 26-21 decembrie. 21 decembrie. Da, vă aud. Vă rog să-mi spuneți mai multe detalii. Și el e ca
mai direct și detalii vă mai spun. Ia că acum, peste 2 ani de zile, îl vedeam în fața noastră. Îl recunoașteți? S-a schimbat mult? Recunoștem cum? Îl recunoștem. Vă mulțumesc frumos de jurnalte vreo din partea domnului statei. Doamna, să ne vedem cu domnul statul și mai stăm de vorbă dumnealor. Din partea noastră, din Moldova, nu au nevoie de acești persoane. Puteți să ne spuneți mai multe detalii? Ce face soția? Unde este acum? Soția, dacă putem să luăm legătura cu ea? Ca peste hotare la fiica, la fată. Nu știu, îl văd, dar rudele, dar văd că v-a sunat. Îl vedeam. Iaca. De cât timp? Deci, eu înțeleg că domnul Crihan era pilot și era deseori în misiuni. Eu am stat la Kiev, El era inginer de bord și domnul Ionel Burian era copilot. Domnul Sate, vă vedeți dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți, dumneavoastră, v-ați văzut fratele mai mic? Da, da, el e mai mic. Eu sunt cel mai mare, soră. Vreau să... Cel mai mic. El din 65, soră 63 și eu din 61. Deci aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră nu l-ați văzut de 2 ani sau mai mult, pentru că era, înțeleg, plecat în misiune de... Mai mult de 2 ani, pentru că e dumnealui la Chișinău. El e mai mult de 2 ani. Iar acum noi îl vedem. Dacă este frate, cel mai mic. Am înțeles. Dumneavoastră ați contactat cu autoritățile din Republica Moldova? Când ultima oară ați vorbit? Când v-ați adresat? Soțiul zis că tați-vă de treabă și nu avem nevoie că ieși tot mergi la dumnealor. Firma, unii lucrați, firma, ei contactează. Ați vorbit doar cu firma, nu ați mers pe la autorități? Nu am vorbit eu nimic, prostă soția lui. Soția lui a vorbit cu firma și eu zis că n-avem ce vorbi, că e acolo tot să reșească, e tot. Rezolvă toate întrebările. Da, așteaptă alegerile parlamentare. Am înțeles. Da, ia că cum spune domnul Vosată. Foarte bine. Am înțeles. Domnule Vasile, aș vrea să vă rog să rămâneți pe fir. O să discutați cu Gia pentru ca să putem să vă contactăm la un număr de telefon și eventual să discutăm eventual cum am putea să vă ajutăm, să-i puneți în legătură, eventual vedem și reacțiile autorităților ulterior și să luăm și legătura cu cele mai apropiate rude, cu soția dânsului. Vă rog să rămâneți pe fir pentru ca să discutați cu colegii mei din regie. Domnule Usată, acum despre cealaltă parte a problemei, autoritățile. Și aș vrea și doamna Jean-Antoine să se includă, eventual, să comentăm. Iată... N-ați spus corect. Orașul Mazar-i-Sharif era orașul care este aproape de frontieră cu Uzbekistan, unde trebuia să mi-i dea mie și eu rămân ca gaj în locul oamenilor. Dar ei sunt la vreo 300, am spus că localitatea e la 500 de kilometri din Kabul, și la vreo 300 din Mazar-i-Sharif. Pur și simplu, talibanii nu vor să vină în Mazar-i-Sharif, că este zona controlată de oficiali. Înțelegeți? Este bază germană acolo, sunt americani și așa mai departe. Și ăștia nu vreau eu. Dar eu nu mă pot merge acolo, că eu n-a să ajung până la dâns. Eu pot să iau, dacă mă duc la locul unde să iei, pot să dau încă peste 10 echipe de teroriști. Că între dâns și luptă. Ei luptă Egilul cu talibanul. Amum, dacă mă puneți, vă dau examenul la geografie pe Afganistan. А под дям им 2 ни дзили, а мой ритла, как под вас крю, что за дедоктор, înțelесь? Кё дям, я вам пацан дям, дом перешти, рамы на колу, штил, кум съезд, да каиштя момент, înțelесь? Каиштя, ну, мере куда же, ку кантату, ку борбиту. Аж вряд ли, сам требишь, куда наш Антуан. Но я бем, акум, дупа чести имаджини, я бем держа до уруды, кара у конфирмат идентитата, чел пуцин, а уния дентре, а уния дентре чай дой пилот. Cum credeți că vor acționa autoritățile? Mai ales că domnul Usată ne spune că autoritățile cunosc, pur și simplu nu se mediatizează acest caz și nimeni nu vorbește.
Eu l-am scris expertiză, da. Să văd că se ia. Adică stați că m-am pregătit și de zis că eu m-am dus despre la prășit. Despre acest caz deja s-a făcut cunoscut în 2015, când s-a prăbușit avionul cu piloții moldoveni. Țin minte atunci că Ministerul de Externe s-a adresat către toate ambasadele țărilor acreditate în Republica Moldova, plus încă, țin minte, oficialul Siria, guvernului, da. României, Statelor Unite și Federația Rusă. Da, s-au adresat, dar și îmi pare că acolo era și Qatar și încă Emiratele Unite. S-au adresat, da, s-au adresat pentru a cere ajutor pentru a depista urmele acestor piloți moldoveni. Știu că atunci, un timp îndelungat, nu s-a știut, nu a fost dat publicul larg în genere despre cum acționau autoritățile Republicii Moldova. Această întrebare s-a readus încă vreo 2 ani în urmă, când s-a spus că autoritățile Republicii Moldova nu întreprind absolut nimic pentru a întoarce aceste persoane în Republica Moldova. S-a scris foarte mult atunci în presă, țin minte, a fost pe larg mediatizat. Acum nu prea, chiar și din spusele domnului Usată, nu prea înțeleg. Deci autoritățile Republicii Moldova i-au găsit, au aflat unde se află și intenționat nu vor să se repatrieze pentru că așteaptă alegerile parlamentare. Dar totuși i-au găsit unde ei se află? Sau asta dumneavoastră primul care i-ați găsit și ei s-au folosit de oportunitate. De oportunitate și deja au început? Ei au știut foarte bine unde s-au aflat cetățenii noștri până la mirc, aproape de mijlocul anului 2017. După asta ei spun, autoritățile moldovenești, că ei au pierdut urma din cauza că vă spun că oamenii au fost luați ostatici deja de alte grupări. De alte grupări. Și spuneți-mi vă dat, cum le-a stat dumneavoastră de urmă? Ei mă contactează pe mine după anul nou. Și dumneavoastră, cum i-ați găsit? Cum le-ați dat dumneavoastră de urmă? Nu, ia că nu vă supărați aici, eu nu vreau cât oamenii sunt acolo, a să ajungă ziua când ați vă dau detalii, ați vă arăt și poze, și unde am fost, cum am fost. Acum, la moment, cât oamenii sunt acolo, eu chestia asta nu vă supărați, o lăsă. Eu nici asta nu vroiem să scot, doamna Jean-Antoine. Pur și simplu, când ei m-au luat în capcană, adică, eu le sun înapoi, zic, băi, și ei cu căutarea. Eu doar nu vă rog să ne închideți dosarele penale. Da, faceți în coridor pe o săptămână. Apropo, am discutat și cu europenii de la Chișinău, doamna Jean-Antoine, vorbesc despre ambasade. Unii le-am dat și video înainte de sărbătorile de iarnă. Cum, adică, la începutul ianuarie. Zic, oare implicați-vă voi și spuneți la șobenii noștri, oare îi iau ei, oare mă duc eu, nu-i nicio problemă. Mă vin la baza militară, care e mai aproape, a nemților, le-am dat la nemți. Amin și Boguslav și m-am dus în drumul meu, înțelegeți? Eu am pregătit oameni, am pregătit avion. Că cu autoritățile în Uzbekistan tot sunt întrebări. Am vedere, tam, adică pentru un avion privat, ca să faci actele, dacă Moscova durează 4-5 ore, în Uzbekistan durează 2 săptămâni, înțelegeți? Avem un telespectator care vrea să intervină chiar acum. Înțeleg că este important. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți detalii. Înțeleg că ați vrea să vă expuneți. Din orașul Chișinău, am slujit și eu în Afganistan, sunt la o biserică pe Elgheta din Chișinău. Noi pentru o stat și din moldoveni ne rugăm de mult deja și mulțumim Domnului că doi sunt în viață și așteptăm acasă. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru apel. Cred că este important și acest aspect. Ce este mai grav, chiar am vrut să intervin aici, pentru că am văzut care a fost reacția președintelui Dodon. Ce este cel mai grav în toată istoria aceasta cu piloții moldoveni care au devenit ostatici? Că totuși autoritățile Republicii Moldova, vorbesc acum în particular de președintele Dodon, care încearcă să facă să scoată dividende politice, să încearcă să facă un PR pe această problemă. Este o boli goreci людей, care în român
Este durerea unor familii, unor oameni care au venit în așa condiții neomenești și acum se folosește anume de această posibilitate și chiar mi-a plăcut textul pe care l-a rostit domnul Dodon când a zis că folosind competențele de care dețin și legăturile pe care le am, am dat acum de aceste ostatici și suntem pe cale să le scoatem de acolo. Pe mine chiar mă interesează, dar ce legături, de exemplu, despre ce legături vorbește domnul Dodon, președintele Republicii Moldova, dacă acești ostatici sunt, acești piloți sunt ostatici a unor grupări de teroriști. Avem încă un telespectator, de această dată este vorba despre un militar care înțeleg că a fost în Afganistan după cele întâmplate cu piloții moldoveni. Alo, bună seara! Alo. Bună seara, domnul Mihai. Mă numesc Vladimir Mazila, sunt colonel în retragere. Vă rog. Și în timpul când au fost băieții doborit în regiunea Mazar-i-Sharif, eu m-am aflat în Kabul, deci noi primii am aflat despre tragedie care s-a întâmplat. Îi cunoșteați? Vă cunoșteați între voi? Da, sigur că Mihai, noi am zburat în 2005 în Indonezia, când au fost inundațiile, când au fost atunci... Poate că țineți minte, era la mine bord mecanic. Leonel, cu el cunosc foarte bine, e foarte bun băiat, pilot de treabă. Era foarte neplăcut pentru noi că așa s-a întâmplat atunci. Comandantul din navă, Oleg Grozov, a fost ucis acolo pe loc. Da, dumneavoastră, cât erați? Cât erați acolo în Afganistan? Dumneavoastră, nu știu la cât timp ați aflat despre ceea ce s-a întâmplat, dacă erați în Kabul la acea vreme, dumneavoastră, de exemplu, ați încercat să vă interesați de soarta piloților moldoveni, să interveniți? Au existat căi prin care ați încercat eventual să îi readuceți cumva, să îi salvați? Despre tragedie noi am aflat peste o oră după ce s-a întâmplat, dar tot informația era, cum se spune, zasecrecenă. Securitățile din Afganistan, acolo sunt mult români care se ocupă tot cu întrebările, nu cu aceștia, dar în obște acolo lucrează. Tot informația era ascunsă. Și nouă nu ne se dădea voie ca să ieșim, dar nici nu putem nici ieși la legătură, nu știam nimic despre băieții. Știam una, că sunt gii. Asta era pentru noi principal. Am înțeles. Dacă vreți să ne mai spuneți detalii despre piloții moldoveni în misiunile pe care le aveau, dacă nu, atunci eu vă mulțumesc oricum foarte pentru toate detaliile pe care ne le-ați oferit. Încă o dată aflăm, iată, prin intermediul apelurilor despre importanța misiunilor la care participau acești doi moldoveni. Aș vrea să-l întreb pe domnul Usatăi. Domnule Usatăi, apropo, când ați discutat ultima oară cu cei doi moldoveni, înțeleg ultimele imagini video sunt datate cu 22 decembrie 2017. Atunci am cerut ultima confirmare. Da, ca să știm dacă ei sunt în viață în continuare. Când ați discutat ultima oară cu cei doi? Oamenii sunt la moment ok. Eu vă spun încă o dată, sunt chestii, adică când noi vedem acasă, las să-i aducă mâine, las duc Filip cu Dodon, în doi numai să-i aducă. Adică să termine cu combinațiile astea politice, oamenii să-i elibereze înainte de parlamentare. Înțelegeți? Deci, domn Mișin, eu am tăcut 2 ani. Eu înainte mai așa mă la cheaca, am o călătorie, igra, vernuți, nevernuți. Adică eu niciodată n-am pronunțat. Înțelegeți că nici n-avem pronunț. De-am oamenii trebuiau și eu acasă, după planul meu, în data de 20 ianuarie. Oamenii trebuiau și eu la Chișinău. Eu trebuie să cobor din avionul Moscova și tot cu avionul ăsta privat, eu trebuie să zboare din Moscova la Chișinău. Că eu am spus, nu de anunțat rudele, nică, Doamne ferește undeva. Pe urmă a ieșit SIS-ul. Ia că hai cumva încolo încoace, că colegii din servicii, adică francezii, i-au informat pe cei de la SIS, că ia că este Usatăi, care i-o găsit și vrea să-i scoată. Vă dați seama, unii s-au ajuns de-am, înțelegeți? Și eu nu catam, eu doar nu... Adică dacă nu vedem că iar povestea se închide, adică pe mine m-a blocat să n-ajung eu, dar ei țin, dar dacă
vine iar grupare cu mopățâtii, oamenii să ajungă acasă, vă povestească prin ce trecute, cu impusul, începând cu Coranul, terminând cu alte istorie. Slidei Dumnezeu sănătate, se reziște. Ați vis, vedeți și ați vă povestească ei când... Dacă până la alegerile lui Plăcniucu Dodon, ei mai iau alte trei grupări, ia ca îi împușc pe ăștia care îi țin azi, Costatici, și e altă grupare, cum a fost. Eu mă gândeam că dăm și front comun, pur și simplu m-am intrat în detalii, în istorie, adică monitorizez, vă dați seama, monitorizez peste 2 ani, 24 de ore, ce se întâmplă, cine cu cine, care sat a fost eliberat, care a fost doborât, care de-a mai știu și comandant și necomandant și mai departe. Domnule Sade, mai avem încă un apel de la un militar. Alo, bună seara! Bună seara! Ați vrut să vă expuneți, vă prezentați, da, vă rog? Eu mă numesc Dumitru și amul noi trebuie să punem mâine de la mână să aducem băieții acasă și nu ne uităm la toți politicienii ăștia și bravo nouă satei, Renato, respect, au făcut băietul ăsta lucru pentru care trebuie să-l facă forțele armatei, ministerul apărării și mai eu și nu mai sunt am acolo. Înțelegeți ori nu? Da, v-am înțeles. Eu v-am depus mâna de la mână și de-a dus băieții acasă. Aici e, da, aici, la revedere, o zi bună. Aici e complicat cu pusul mână de la mână pentru că, practic, pe asta trăiesc foarte mulți dintre teroriști. Asta înseamnă să finanțezi pe de altă parte terorismul. Care sunt modalitățile de soluționare a acestui caz? Domnul Mișu, să iasă compania Vailan asta SCC, la care oamenii au lucrat, e companie doar înregistrată în Moldova, înțelegi? Eu pot discut cu... N-ați înțeles, eu n-am o problemă. Eu pot discut și cu ăștia de la SIS ai noștri, că merge vorba de viață la oameni. Eu nu cad să-mi vie înăcealni, să-mi vie 2-3 colonii, frumușel să așeză în avion, pac, pac, le-am lămurit, și pot ei, și pot eu, nu pot ei, fac, dar eu singur, nu-i problemă. Dar adică să nu mă ții blocat, înțelegeți? Din cauza că astea dosarelor și la toate prostologiile este, ei pe mine m-au blocat și tot ei tot nu-i aduc. Nu vă dați seama că asta e absurd, domnul Mișă. Înțelegeți? Avem foarte puțin timp la dispoziție, domnule Usat. Apropo, avocatul dumneavoastră este cu noi acum în legătură telefonică directă. Vrea să ne ofere mai multe detalii. Este vorba despre domnul Anatolie Istrati. Domnule Istrati, bună seara! Bună seara! Da, o să vă rog să fiți foarte laconic. Pentru că... Domnul Mișan, eu trebuie să recunosc că cele declarate de către Renato Satu sunt adevărate. Am cunoscut mai multe detalii despre această misiune de salvare a domnului Satu. Cred că dacă organele competente ale Republicii Moldova nu interveneau, Renato Satu de mult scoteau băieții ăștia din locul de unde se află. Intervenția nu trebuie mână la mână. Trebuie doar să se dea acordul ca Renato Usată să-și ducă misiunile până la capăt. Și mă bucur pentru el că avem asemenea cetățeni în Republica Moldova. O seară bună! O seară bună, domnule Istrati. Era una din persoanele care trebuie să zboare cu mine și să-i primească pe ei, că eu vreau să-i les inclusiv pe domnul Istrati și alți câțiva prieteni, trebuie să-i las în Termez, în Uzbekistan. Adică că podul trebuie să-l trec eu singur cu paza, cu soldații, adică unii facem schimburi. Eu nu vreau, adică eu cu mine, vă trei moldoveni. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, cred că 2 minute și jumătate. Aș vrea să-i ofer doamnei Jantoan posibilitatea să facem o concluzie. Ce ar urma, credeți, care ar fi scenariile? Ce credeți că vor face începând de mâine dimineață autoritățile dacă cei doi vor fi aduși acasă imediat ce vom mediatiza oricum în continuare acest subiect? Sau se va lăsa exact pe aceeași, se va merge pe aceeași calapături cum s-a mers și până acum? Sincer să vă spun, sau se va încerca să facă vreo manipulare, așa cum nu îmi pare normal ca de eliberarea totuși cetățenilor Republicii Moldova, piloților care au ajuns într-o așa o situație de gravă și au rămas ostatici și stau acolo de ani de zile. Nu mi se pare normal ca cu aceasta să nu se ocupe organele abilitate din Republica Moldova, să se ocupe totuși guvernarea și nu persoanele, spun așa, din cont propriu. Asta ar fi calitatea și ingineria, competența unui stat
unui stat responsabil pentru cetățenii săi, așa cum garantează Constituția Republicii Moldova. Eu cred că după aceste intervenții, mai ales când s-au auzit și rudele, și cunoștințele lor, și în genere, pur și simplu, piloți de meserie care cunosc ce înseamnă Afganistanul, eu cred că organele abilitate vor reacționa și vor face tot posibilul ca piloții ostatici să fie aduși în Republica Moldova cât se poate de repede. Domnule Usate, noi deja trebuie să închidem această emisiune pe care am prelungit-o cu o oră. Același lucru, domnul Mișa. Doamna Jontana are perfect dreptate. Lasă termine cu prostiile, cu alegerile care de la un partid care să aducă oamenii acasă. De atâta până la alegerile parlamentare, când ei au decis ei să îi aducă, să boșească rudele pe la aeroport și mai departe, până atunci oamenii poate să nu mai rămâi în viață, înțelegeți? Eu vă spun încă o dată, ați vii ziua când ați vorbească și ei, dar ați vorbesc și eu și ați vorbesc totul. Pur și simplu cât oamenii stau acolo, eu nu vreau. Eu mult m-am gândit, pur și simplu în timpul emisiunii, adică înainte de a intra în emisiunea dumneavoastră despre alegerile la Băs, la Chișinău, am primit un mesaj și n-am putut să nu dau reacție. Și zic, gata, scot eu tăt, adică asta nu-i tăt, asta v-am dat ca să fie clar în linii generale. Oamenii, zi, eu confirmat. Eu vă mulțumesc foarte mult, trebuie să încheiem aici. Îmi scrie un telespectator pe pagina de Facebook, Dodonu este nașul de cununie a feciorului unuia din șefii de la Balan. Cu aceste lucruri spuse, vom vedea, vom continua subiectul. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu noi până la această oră. Noi ne revedem marți seara la ora expertizei. Toate bune!